Hello tuturor și bun găsit înapoi în OMS 2. Așa cum am spus în episodul anterior, mi-am propus să jucăm un autobuz clasic. Pentru că, sincer, eu prefer în jocul ăsta autobuzele clasice. Sunt mai cloncănitoare, mai zdrângănitoare, mai scârțăietoare. Ușile fac fușul ăla, acela de aer comprimat, puternic și zdrângăne. Sunt mult mai tari decât autobuzele moderne, să fim sinceri. Cel puțin în opinia mea. Deci, mi-am zis... Ce aș putea face să... E bine să nu avem autobuze sau niciun autobuz ce l-am avut deja în această serie, doar că, spre norocul vostru, hei, în mare parte am prezentat numai autobuze moderne în speță Star-uri. De această dată mi-am propus să vedem un autobuz cu etaj clasic. Am mai avut acum ceva vreme HUT, când am început seria asta de Let's Play-uri, un autobuz cu etaj, dar modern, era un MAN. Acesta este tot MAN. Este cu etaj, numai că este din 1973, da? Deci a început producția din 1973 până în 1985. Și mi-a zis, haideți să-l vedem. Este unul din autobuzele clasice din acest joc. Nu numai că el însuși este dintr-o generație de autobuze veche, din anii 70, dar și modelul în sine a venit la pachet cu jocul propriu-zis și este un autobuz destinat hărții Berlin Spandau, da? O hartă vanila a jocului. Și mi-am zis, haideți să vedem autobuzul ăsta, să vedem ce are de oferit, să vedem autobuzul original al jocului, vanila, dacă vreți, cam cum arată și cam ce poate, da, modul în sine, să vedem mașina și să parcurgem un traseu. Haideți mai întâi să citim descrierea. Deci au fost produse 956 de asemenea autobuze între anul 1973 și 1985. Sunt MAN SD200 și au fost comandate de Autoritatea pentru Transport BVG Berlin. Mai dă câteva detalii pe aici, compartiment tehnic, toate, bineînțeles, au etaj, au o singură scară, nu spre osbire de un autobuz modern cu etaj ce este de obicei servisat de două scări pentru a ajunge la etaj. Lungimea 11,5 metri, dimensiunile aici le aveți, are un motor MAN de 2566 MUH, cu o putere de 141 de kW, ceea ce înseamnă cam 190 de cai, dacă nu mă înșel, nu? Da, ceva de genul ăsta am verificat acum pe Google. La 2100 turații pe minut, în general dieselurile astea mari pentru autobuze se plafonează în jur de 3000-3000 ceva de turații, deci e de înțeles că avea la 2100. Nu știu, nu mă pricep la motoare de camioane sau de autobuze. Asta e ce înțeleg. Gearbox este automată, Voigt de 851. Viteza maximă ce ar fi atins-o este de 75 de km la oră, destul pentru un autobuz de oraș. Și greutățile. Numărul de locuri pe podeaua, deci la nivelul inferior, pe podeaua principală era să traduc motamo, la nivelul inferior este de 53, nu, la etaj este de 53, scuze, iar la nivelul inferior este de 35, la parter, și doar 8 locuri în picioare, evident, fiind cu etaj, accentul a fost pus pe numărul de locuri cu scaune, da? Nu prea există spațiu pentru stat în picioare, ceea ce este ok. Am luat și acest skin absolut superb. Avem aici o listă de skinuri. Puh, fiți atenți aici cu ce vine la pachet. Cred că sunt cel puțin 25, dacă nu mă înșel. De asemenea și numărul de autobuze. O mare parte din tot ce vedeți aici, toate SD-urile astea, sunt autobuze cu care a venit jocul la pachet. Na? Deci ăsta e pack-ul de autobuze standard. Și bun, acum că l-am văzut, e foarte bine, deja l-am spawnat pe harta jocului, am făcut deja o dată traseul ăsta de probă. De asemenea, am mai făcut câteva modificări suplimentare de data asta pentru acest Let's Play. Și anume am mărit, dat fiind optimizarea mult mai bună a performanțelor pe harta asta Berlin Spandau, dat fiindcă e oficială harta. Am mărit destul de mult numărul de mașini în trafic, așa că traficul, dacă decidem să jucăm ok, ne va pune mult mai mari probleme în a-l naviga decât până acum. Acesta este autobuzul. Mie mi se pare absolut superb că arată.
Așa trebuie să arate orice fel de mod care se respectă în acest joc până în momentul ăsta. Din fericire, o mare parte arată cel puțin la nivelul ăsta calitativ. Este o mașină foarte frumoasă din punctul meu de vedere și de asemenea modul în sine este foarte, foarte, foarte bun calitativ. Atât la exterior, cât și la interior. Priviți și voi aici. Ce, de acord, jocul este din 2013, conform standardelor actuale, anumite texturi sunt un pic low-fi, observați niturile astea, șuruburile astea aici la panoul interior al pereților, că putea să fie mai bine făcut, dar e din 2013. S-ar putea anumite moduri mai moderne să, de fapt, sigur sunt exponate mai bine, dar calitatea, ținând cont de anul în care a fost produs acest joc, calitatea acestui mod este impecabilă ca atenție la detalii și ca tot ce vreți voi. Da, are uși automate, nu numai că are uși automate, ușa spate este cu comandă automată full, din aceea cu închidere automată, vom vedea imediat. Banchetele acestea mi se par absolut superbe, velurate, cred că sunt îmbrăcate în ceva ce imită velurul, cred, nu știu sigur. Sună, arată și funcționează exact cum vă așteptați să funcționeze. Acesta este postul șoferului. Din câte mi-am putut da seama, absolut totul este complet funcțional la această mașină, inclusiv comanda de urgență a ușilor. Acum am deblocat ușa spate și observați, poate fi comandată manual. Dacă strâng ăsta la loc, o represurizează. De asemenea, și pentru ușa șoferului exact același lucru. Stați o clipă să pornesc instalația electrică și să închidem ușa șoferului. Ok. Și fiți atenți aici, deci avem, unde e comanda manuală pentru ușa șoferului? Cred că e tot aici, cred că e obturată de bara asta. Stă o clipă să vedem dacă reușim să... Asta este vederea de sus, din compartimentul de sus, fix în față. Sincer să fiu, dacă aș merge cu un autobuz de ăsta cu etaj, fix aici mi-aș dori să fiu. Să văd fix prin parbrizul superior. Absolut superb. Să vedem dacă... Da, tot aici. Deblocăm ușile și observați că acestea se pot deschide manual. Ușile sunt complet funcționale. Hai să represurizăm acum. Și de asemenea, din afară pot fi comandate ușile, cel puțin ușa șoferului, pentru că ușa din spate este destinată doar coborârii din mașină și nu au prevăzut-o cu comandă de request pentru pasageri și din exterior, da? Numai din interior. Dar la ușa șoferului, deși, o clipă să dau un pic mai tare volumul, volumul meu, nu volumul vostru, deși la ușa șoferului, ei bine, nu avem aici nimic să, nicio chestie grafică, niciun nimic desenat să indice ca și cum ar fi o comandă manuală de acces pentru șofer, există și dacă faci click aici, observați când aduc mouse-ul în zona farului, se schimbă cursorul, ăsta e cursorul standard, și dacă apăs aici, se deschide portiera șoferului, dacă vreți să o numiți așa. Deci asta este comanda manuală. Undeva pe aici probabil ar fi avut un loc pentru o cheie sau ceva și șoferul și-ar fi putut deschide ușa astfel încât să aibă acces în mașină în momentul în care pleacă din garaj, da? În cursă. Panourile de anunț a stațiilor și toate chestiile astea, deși are un IBS electronic, panoul în sine este cu comandă full manuală. Chiar este foarte haios. Deci, din butonul ăsta, presupun că trebuie să pornim. Hai să pornim instalația electrică. Apăs E. Instalația electrică la mașinile astea vechi se făcea doar introducând pur și simplu cheia în contact. Deci observați. Pac! Și pleacă. Iar dacă rotești cheia în contact, nu funcționează, nu are niciun o funcție ce afectează motorul sau funcționarea motorului, ci pur și simplu controlează luminile. Observați? Deci dacă asta e poziția oprită a luminilor, astea sunt pozițiile. Și asta e faza scurtă. Iar faza lungă, asta, e cu acționarea de aici, de la butonul ăsta din podea. Destul de ciudat. Destul de ciudat după normele actuale ale autobuzelor moderne, da? Și ce vreau să vă... Are IBS electronic, dar destinația se modifică din aceste... Observați, s-a schimbat aici afișajul. Mai apăs o dată, iar se schimbă. Deci, destinația este modificată apăsând aceste butoane. Observați?
Iar numărul stației se poate modifica conform tipilor ce au făcut jocul ăsta, am citit manualul, se poate modifica de undeva folosind un fel de manivelă mecanică, da? Deși zic că nu am implementat în acest mod, din păcate, acea manivelă, așa că nu avem altă opțiune decât să configurăm stația folosind acest meniu standard al jocului, da? Deci îi putem da aici. Destinația noastră va fi Neverlink. Neverland. Ok. Hai să vedem drăcia asta. Și afară arată absolut superb, deși nu poți avea acces la spațiile de servisare, motor și toate chestiile astea. Desigur, acest autobuz are motorul plasat sub podea, evident, dar fiindcă are trepte, pe vremea aia nu se făcea autobuze cu podea joasă. Avem complet texturat și burta autobuzului. Și bineînțeles numărul, reflexii extrem de bine făcute în geamuri, în ferestre, observați și voi cum se văd reflexiile. Și nu numai în ferestre, fiți atenți aici la cadranele astea, sticla cadranului. A? Asta înseamnă o calitate profesională, sincer să vă zic. Asta este nivelul ăla de calitate ce ar prea probabil să-l atingă orice modder ce face, ce a făcut ulterior autobuze în acest joc, da? Absolut superb arată, absolut superb. Sunt extrem de acord, texturile pe alocuri, partea asta aici, cotiera asta sau ce pare să fie netexturată, textura asta matrusei de prim ajutor arată destul de ciudat, dar e făcută totuși în 2013 a apărut jocul. Și pe de altă parte, această hartă, atât harta cât și mașina care vine, este extrem de bine optimizată, da? Mai agață uneori framerate-ul pentru că ăsta este OMSI, dar în mare parte este foarte, foarte bine optimizată harta asta, comparativ vorbim cu anumite moduri, două dintre care le-am avut relativ recent la Drive Test în cursul acestui Let's Play. Mă refer la Bremen Nord și la Aachen și ați văzut cât de oribile erau optimizate, da? Asta e un simplu motiv că nu-și comprima bine texturile. Harta asta are texturile optimizate foarte bine. Bun. Și haideți să trecem în revistă un pic bordul, pentru că dacă nu mă înșel, mai avem un pic de timp. Nici l-am configurat încă traseul, trebuie să-l configurăm. Ok. Haideți să trecem în revistă un pic bordul. Observați că este și volanul. Ăsta e claxonul. Ok. Așa, haideți să trecem în revistă un pic bordul, să vedem cam ce se mănâncă, multe butoane și a trebuit să apelez la manual pentru a-mi da seama ce înseamnă chestia asta. Evident, ibisul, un ibis standard, ar trebui să știți cum se folosește dacă mi-ați mai urmărit seria. De asemenea, avem aici temperatura interioară, cât este, am dat drumul la încălzire când am făcut prima dată traseul ăsta, așa că temperatura este potrivită, poate nu foarte caldă, potrivită. E cam frig afară, sunt 15 grade dacă nu mă înșel. Deci e toamnă-iarnă vremea. Manetoaia asta de aici este frâna de parcare. Acum este decuplată. Și așa este cuplată, bineînțeles cu control hidraulic. Aceste trei butoane mari sunt comanda cutiei de viteze. Da, știu, arată super ciudat. Are trei trepte de viteze mari și late, sunt indicate aici pe drive, deci ăsta este butonul de drive. Apeși chestia asta. Și dacă ar fi motorul pornit, mașina ar lua-o din loc. Iei butonul ăsta, nu are buton de neutru, pur și simplu iei butonul ăsta și mașina vine în neutru. Iar ăsta este butonul de trepte inferioare în caz că trebuie să tragi în regim de heavy duty, ce, cum arată și simbolul ăsta, interzice folosirea treptei a treia. Deci, practic, comandă cutia de viteze să funcționeze doar în primele 3 trepte de viteză, în primele două, scuze, 3 trepte. Primele două, trei trepte, primele două trepte de viteză și fiți atenți cât de cute este butonul de reverse. Pac! Fundul autobuzului. Și ca să revii din reverse, nu ajunge doar să decuplezi butonul ăsta, ci trebuie să ții apăsat și ăsta ca să decuplezi reverse-ul, dar are o funcție de siguranță. Mai departe avem tot clusterul ăsta de comenzi. Voi încerca, n-am manualul în față în momentul ăsta, dar voi încerca să vi le prezint cât de bine pot eu. Astea două, primele două butoane sunt retarderul, da? Mașinile astea aveau retarder control manual,
sau automat sau decuplabil full, pe când autocarurile produse în 2015 nu au chestia asta, da? Și explică în manual tipii ăștia care au făcut jocul de ce au funcția asta și la ce servește decuplarea totală a retarderului. De pildă pe vreme de iarnă, pentru că pe vreme de iarnă, dacă intervine și retarderul, ocazional poate pune frână prea brusc și poate interveni un fenomen de, cum se cheamă, de patinare a roților și te-ai dus pe cop. Că bine, poate la autobuzele moderne ce au tot felul de ABS-uri și ASR-uri și ESP-uri și nu știu ce, să nu fie cazul, dar nu știu. Deci, ideea este, cu butonul ăsta, observați, apăsat, retarderul funcționează, dar în modul automat, astfel că este cu comandă pe frână, în esență, da? Deci, de fiecare dată când pui frână, intervine și retarderul pentru a suplini frâna, astfel încât să nu se uzeze foarte tare frânele hidraulice, da? Acest buton, odată apăsat, retarderul funcționează în regim full-time, atunci când iei piciorul de pe accelerație, fără să apeși frâna, automat intră în funcțiune. Iar dacă decuplezi ambele butoane, atunci retarderul este complet decuplat. Da? Eu îl voi lăsa cuplat, așa vine jocul în momentul în care spawnezi autobuzul. Ăsta este ca să pornești ventilatorul sau circuitul de răcire al motorului. În mod normal funcționează automat dacă se supraîncinge sau nu știu. Bineînțeles, e o dotare arhaică. În momentul ăsta nu mai există așa ceva în dotarea autobuzelor moderne sau cel puțin nu știu eu. Cam asta face butonul ăsta. Asta este lampa șoferului, dacă nu mă înșel, undeva pe aici. Da, asta e lampa șoferului, observați, s-a aprins. Asta este tot o lampă undeva prin interior, mă gândesc. Să vedem cam ce... Ah, e lampa asta aici. Majoritatea autobuzelor au un mod seară-noapte de funcționare a iluminatului interior, așa că luminile pot fi cuplate sau decuplate parțial, da? Îmi imaginez că lampa asta este pentru a ilumina spațiul ăsta, dar dacă se face noapte și nu ai suficienți pasageri cât să aibă nevoie de ea, atunci o poți stinge pentru ca șoferul să nu te incomodeze, da? Pentru că îți luminează parbrizul și îți scade vizibilitatea. Ăsta, ce avem aici? Este iluminatul salonului de sus. Iar ăsta este iluminarea salonului de jos. Bun, și astea patru sunt butoanele de lumină interioare. Asta e comanda ștergătoarelor. Deci toate astea patru comandă ștergătoarele. Ăsta e intermitent, dacă nu mă înșel. Da. Ăsta e stropitorul de parbriz. Ăsta este viteză normală, iar ăsta e viteză full. Cam așa funcționau. Bun, acum să trecem la chestiile astea. Iau puțin frâna de parcare să putem vedea butoanele astea. Evident, astea sunt butoanele ușii, dar doar a ușii față. Observați? Deci, fiecare din aceste două butoane comandă doar deschiderea ușii față. Dacă apăs ăsta, atunci se închide partea anterioară a ușii față. Dacă apeși ăsta, se închide partea posterioară a ușii față. Ușa spate poate fi controlată de la această clapetă. Dacă apeși chestia asta, atunci observați, se deschide ușa față. E ca și cum ar apăsa și ar ține apăsat butonul de stop un pasager, requestul de stop. Dacă iei butonul acesta, atunci intră în modul temporizat, după care se va închide după o perioadă de timp. Da? În mod normal, acel buton nu este necesar, dat fiind faptul că pasagerii pot apăsa butonul de request de stop, ușa se deschide. Se deschide, bineînțeles, în mod temporizat, după o anumită perioadă de timp se închide la loc. Iar acest clench de aici, odată ce l-apeși... Oh, deja am decuplat... Stai. Nu, nu era frâna pusă și a luat-o la vale. Ăsta, după cum ați văzut, este frâna de stație. Dacă îl tragi în sus, atunci frâna de stație se cuplează și ușile pot fi acționate.
Dacă este apăsat, frâna de stație este decuplată, iar ușa spate nu se mai poate, nu mai pot folosi pasagerii. În schimb, dacă apasă butonul stop, îți dă requestul acesta de stop la următoarea stație. Dar nici ușile față, observați că le apăs în momentul ăsta, nici ușile față nu se mai pot deschide, da? Decât dacă cuplezi chestia asta, da? Iar ăsta este indicatorul de activare a ușii spate. Îți arată că ușa spate fie e deschisă, fie funcțională, deci poate fi deschisă, da? Ăsta este... nu mai știu ce face asta. Dacă nu mă înșel, încălzirea suplimentară. Butonul ăsta. Nu știu sigur ce face, dar mă gândesc că asta este. Da? Iar butonul ăsta comanda avariile. Avem vitezometru, bineînțeles, presiunea în cele două circuite de frânare, temperatura motorului și temperatura uleiului. Iar butoanele astea două comandă pornirea și oprirea motorului, da? Deci ăsta a pornit motorul. Iar dacă ție ăsta a apăsat, oprești motorul și dacă scoți cheia din contact, evident, se întrerupe alimentarea cu curent, da? Deci cam așa funcționează. Acum, o altă poveste e chestia asta cu comanda instalației de încălzire. Este din aceea old school, după cum vedeți. Manualul de utilizare al jocului nu explică foarte clar cum se comandă toate drăciile astea. Știu că spun clar că această, cum se cheamă, această clapetă comandă nivelul de căldură, na? Rece sau cald. Această clapetă comandă recirculare, așa bagi aer din exterior, așa bagi aer în mod de recirculare. Asta nu știu ce face, chestia asta. S-ar putea să fie degivrare parbriz, care are fantele acestea aici. Dar nu știu sigur. Îmi imaginez că asta e, da? Iar astea închid sau deschid distribuirea aerului pe jos, pe la podea, sau pe partea din mijloc, pe aici. Cel puțin asta este interpretarea mea, pentru că în manualul de utilizare nu scrie ce funcție au nici chestia asta de aici, nici butonul ăsta și nici comenzile astea două, da? Îmi imaginez, judecând după simbolurile astea, că așa e. Cam așa funcționa aeroterma în perioada respectivă. Așa funcționa aeroterma, dacă vreți, și la Daciile alea vechi, 1300, sau la Allseater, da? Deci aveau o comandă graduală pentru fiecare difuzor de aer în parte, da? Cum e foarte frig, eu am dat să vină aerul pe jos, pentru, știți, desigur că soluția optimă pentru a încălzi un autoturism, și mi imaginez că și un autobuz, este să distribui aerul cald pe timp de iarnă pe jos, să vină pe la picioare, dar fiindcă aerul cald se ridică, da? E un fenomen fizic și astfel are una la mână îți încălzește picioarele, doi la mână eficientizezi gradul de încălzire al interiorului. Dacă îl dai pe la parbriz, el fiind deja cald, stă sus, știi, înspre plafon și nu prea încălzește, da? Deci asta e logica mea. Avem aici caserie cu bilete, putem emite bilete, putem da rest. Observați aici. Și termometru, bineînțeles. Iar astea sunt... Deci asta este reșoul pasagerilor. Dacă deschizi asta, dă căldură pasagerilor. Iar ăsta este butonul de comandă... Auziți ventilatorul? Butonul de comandă al ventilației în salonul pasagerilor, da? Cam așa funcționează. Și cam astea ar fi toate detaliile, iar clapeta asta este clapeta de acționare a microfonului interior, da? Ce chiar funcționează, bineînțeles, NPC-ii nu observă indicațiile tale, dar dacă dorești, ai aici microfonul, dacă ai microfon la calculator, e funcțional asta, le poți spune pasagerilor anunțul stațiilor și chestii de genul ăsta pentru un super RP. Frâna accelerație și maneta de semnalizare, desigur. Și cam astea ar fi toate funcțiile. Și volanul cu claxonul, desigur. Bun.
absolut superb autobuz. Îmi place la nebunie. Haideți să setăm un traseu și să vedem ce putem face, ce părere aveți. Deci, vom fi linia 5 și vom pleca de la Neverlink la 13.17 către Rulben. Perfect. Stai puțin. Nu suntem la Rulben. Pardon, am greșit. Deci, vom pleca, suntem linia 5, vom pleca de la Rulben la 13 și un minut către Neverlink. Ok, sună bine. Sună bine. Și acum tot ce mai trebuie să facem este să setăm ceasul, să nu pierdem vremea degeaba. Deci 13, n-am lacul activ. 13 și 11 sună super bine. Ibisul nu controlează anunțuri sau chestii de genul ăsta, dar putem seta linia, deci linia 00500, ruta 1 către Neverlink. Sună foarte, foarte bine. Din aceste butoane, cum am mai zis, controlează afișarea stației pe panoul exterior, nu din ăsta. N-are nicio funcție. Evident, autobuzul ăsta nu are nici sistem de anunț automat interior, da? Pentru stații. Bun. Nu știu ce face tipul ăsta aici, dar trebuie să mergem în stație. N-avem timp de el. Apăsăm frâna. Luăm frâna de parcare, așa e luată. Și vom face un pic de clipping prin tipul ăsta, pentru că trebuie să mergem. Auziți? Aoleu, cât de mulți pasageri avem. Vai de mine. Ok, hai să vedem. Deci, mai întâi să vă și arăt. Tragem frâna de stație, ce imobilizează mașina și permite deschiderea din interior a ușii spate. După care apăsăm aceste două butoane pentru a deschide ușa față. Alo. Hello, hello. Guten Tag. Ce coadă e aici, frate. Și da. Voi face, acum nu mai stau să-mi bat capul, dar vom face un episod de viitor și cu o casă de bilete manuală, manuală. Deci există opțiunea asta. Să vedem cum ne descurcăm. Închidem ușile, luăm frâna de stație. Nu este din aceea cu comandă automată. Să închizi ușile și gata, să-ți permite să pleci. Trebuie de fiecare dată să apeși sau să ridici țumburușul ăla. Dar este ok. Nu este cea mai grozav texturată mașină ever, dar merge bine, arată bine, sună al dracu de bine și e o plăcere. Se vede că e făcută la nivel profesional, toate detaliile, absolut toate detaliile și toate funcțiile, din ce mi-am putut da seama, sunt reprezentate corect și funcționează. E bine, nu poți regla oglinzile, da? Dar la nicio altă mașină din joc nu poți. Și este optimizată atât mașina cât și harta asta, absolut superb. Observați și voi o densitate mult mai mare a traficului decât pe hărțile alea din DLC-urile ce le-am văzut în ultima vreme și funcționează incomparabil mai bine, nu? Hop, trebuie să plecăm, dăm semnal. Facem la stânga. Și mi-am zis să vă arăt și linia 5 de pe harta Berlin-Spandau, pentru că am făcut mai mereu doar 173 și e destul de cool și linia 5, de ce să vorbim. E o chestie super tare. E foarte mișto. Îmi place nivelul detaliilor. Fiți atenți, bordul ăsta mâncat de rugină vechi. Detaliile sunt absolut superbe în modul ăsta. De acord, texturile nu sunt
incredibil de precise, HD, dar modul în sine este executat absolut super. Și ador zgomotele astea. Ador faptul că mașinile astea vechi nu erau silențioase deloc, erau de astea. Erau complicate. Erau incomode. Duduia, cum se cheamă? Duduia motorul ăla sub, îți duduia sub tălpi, că era plasat fix sub podea. Îmi imaginez că la autobuzul ăsta majoritatea pasagerilor ce doresc să călătorească mai mult se urcă la etaj și să nu mai aibă de-a face cu trepidațiile alea sub tălpi sau sub fund, dacă stai pe scaun. Absolut superb. Nu știu dacă ați prins, eu am prins, eram copil. Mașini, nu asta, dar mașini din generația astea. Trebuie să ne uităm și în oglindă de data asta, că observați că există foarte mult sau mult mai mult trafic decât de obicei. Decât densitatea traficului aproape non-existentă cu care ați fost obișnuiți în ultimele episoade. Da? Mașina îmi place la nebunie cum arată. Cu skin-ul ăsta. Mă dăm semnal, trebuie să schimbăm banda. O schimbăm regulamentar după ce trecem de semafor. Nu schimbați banda decât pe linie întreruptă, nu pe linie, nu pe bandă continuă. Și bineînțeles, nu când este ceva în dreptul vostru, să-l luați cu pungi. Și mașina nu-ți permite plecarea de pe loc, chiar dacă ridici frâna de stație. Mașina nu permite plecarea de pe loc decât dacă ușa spate este s-a închis, da? Da. Și oricum, absolut super. Absolut superbă mașina. Bineînțeles, are și parasolar sau jaluzea de acesta. Am să vă și arăt. Cam asta e. Este și pătată, sau decolorată, sau pătată de cafea, sau de mai știu eu ce. Adică, autentic, până la extrem. Dăm semnă. Da, știu că tocmai am zis că nu se schimbă banda decât pe... Alo? Decât pe unde ți este permis, dar ar fi semnat să nu mai ajungi în stație, deci, sau să trec de stație, deci e ok. Ni se iartă pentru că suntem transport public, lol. Și observați că celelalte mașini de pe linia asta sunt tot exact de același tip frumos. Stai să ridic asta, că chiar nu am nevoie. Deja nu scau asta, în momentul ăsta. Să ne asigurăm că nu luăm trabantul ăla, să-l pulverizăm. Și vedem, foarte mult îmi place. Foarte mult îmi place mașina asta. Și harta asta, mă, le ador. Chiar aveam un chef super să joc niște Berlin Spandau cu mașina cu care a venit harta. Observați și voi cât de frumos merge, comparativ vorbind cu DLC-urile ce le-am avut în ultimele episoade, nu? Cărțile. Ce înseamnă să-ți optimizezi corect jocul? Să-ți comprimi texturile cum trebuie. O diferență ca de la cer la pământ, este?
Schönen Hallo. Tag. Hallo. Dăm semnal. Și plecăm. Mașina sună cum trebuie, să vă arăt cum sună. De fapt, ați mai auzit și pe la alte moduri în acest joc. Cât de frumos sună fereastra șoferului când o trântești. Sunt destul de sigur că soundeasăturile au fost înregistrate în realitate. Adică chiar s-au dus într-un garaj. Au găsit o mașină de asta și am înregistrat și motorul și cum zdrângăne fereastra. Toate chestiile astea. Pentru că sună foarte bine. Și reflexiile pe volanul ăsta de bonită. Cât de mișto sunt făcute. Collision detection-ul cu celelalte vehicule tot nu l-am activat. Pot să-l activez dacă vreți, dar nu vă dați mi-ar. Dar ce m-ar ajuta? Dar observați că există o densitate mult mai mare a traficului rutier. Ceea ce e foarte mișto. Îmi place. Face mai antrenant șopatul. Oh, stai că avem o ambulanță. Eu nu știu ce vrea. Plus că acum mai trebuie să mă și eu în oglinzi. Ocazional. Că nu mai sunt singur pe drum. Alo. Alo! Și acum trebuie să facem la stânga. Așa că ne înscriem. Corect. Și da, mașina asta are crawling. Acum am luat frâna și observați, începe să meargă. Să se deplaseze. De acord, mai agață ușor frame rate-ul, nu încarcă total în anumite situații toate texturile, ați observat. Și la autobuz ce era încă netexturat, nu încărcase încă texturile, dar în mare parte harta, puteți și voi să vă dați seama, se comportă excepțional. Chiar dacă acolo, pe câmpie, în partea dreaptă, nu a încărcat nimic. Nu există nimic să încarce, nu știu sigur. Observați. Wow, și în continuare crește temperatura interioară. 28. Ok, ar trebui să iau măsuri. Presupun că îmi vor spune pasagerii dacă le va fi prea cald. Voi debloca ușa spate. N-are sens să deschizi ușa față că nu vrea nimeni să urce. Și în momentul ăsta am frâna de picior lăsată pentru că am țin frâna de stație pusă. Dacă mai vrea cineva să coboare sau dacă ar vrea cineva să coboare pentru că NPC-ii nu vor face chestia asta, pot coborâ liniștiți. AI-ul mașinilor e bun, chiar e bun AI-ul mașinilor în jocul ăsta, nu am de ce să mă plâng. Observați că îmi cedează trecerea, dacă e cazul, nu... Ba chiar se și îmi cedează și trecerea la ieșirea din stație, dacă văd că vreau să ies, dacă dau semnal.
să deschidem ușile să poată intra și tipii ăștia. Wow, cât coboară aici. Și acum am pus frâna de stație și am luat piciorul de pe frână să nu obosesc. Observați cât timp frâna de stație este pusă și luminile de frânăți rămân aprinse. Astea sunt pozițiile aici. Se aprinde desigur și lumina numărului și lumina numărului, nu? Atât a numărului mașinii cât și a numărului stației. Și ăsta a intrat în mine ca un bob. Vedeți de ce am activat, am dezactivat sau am ținut dezactivat clipping-ul? Pentru că ocazional mai și greșește AI-ul și face cât un rusism. Avem un request, cineva dorește să coboare, hai să oprim în stație. Haideți să vedem cum se coboară și pe la ușa din mijloc. Mă rog, de fapt ușa spate. Și se închide temporizat pe un anumit timp, da? Ușa față, bineînțeles, trebuie eu să o închid. După care ridic frâna de stație și putem merge. Trebuie să facem la stânga aici. Arată ca și cum am întoarce. Nu prea știu traseul ăsta. Nu l-am făcut decât o dată și în sensul invers. Înainte să m-am pus să înregistrez. Sper să spun că trebuie să ne întoarcem acum. Dar parcă era mai lung. Aici trebuie să cedăm trecerea, nu vine nimic. Deci putem să facem așa. Acum că merge și mie frame rate-ul decent, am curaj, pot să mă uit și nu vinzi. Vă zic sincer, devenise deosebit de frustrant. Spre Rubek, ne întoarcem? Sau am greșit eu ceva foarte grav? Nu, că trebuie să mergem spre Neverlinkern. Nu știu unde e ăla. S-a marcat greșit. Nu știu încotro să mă duc. Dar nu cred că trebuie să mă întorc de unde am venit. Cred că trebuie să întorc. Ia stai, să întoarcem aici. Și mergem tot pe partea asta. Nu cred că trebuia să întoarcem acolo, sincer să fiu. Cred că trebuia să mergem tot înainte. Nu știu ce a fost. Ați văzut și voi seceata aia. Era colorată. Observați? Portocaliu de obicei. Asta semnică faptul că trebuie să faci, că pe acolo e traseul tău, da? Am mai fost o dată în stația asta, mă opresc, vreau să mergem înainte să văd ce se întâmplă. Da, înainte, e prost marcat aici, cred. Că scrie Never Link în colo, dar nu e ăla. Sau poate a fost terminusul, dar nu cred. Aici e marcat prost. Am găsit o problemă. Traseul, vedeți? Trebuia tot pe aici să merg. Acolo arăta Neverlink la stânga, dar de fapt e înainte. Știam eu că e prea scurt traseul. Să întorc acolo. Scuzați întârzierea. Waypoint-urile sunt prost făcute. Prost setate. Ok, acum suntem pe drumul cel bun. Am făcut un pic grijă acolo.
pe aici. Ok, verde. Prins verdele. Este absolut superb. Hai să vedem, trece și o ambulanță. Hai să vedem partea aia. Perfect. Nu trebuie să am de-a face cu ea. Și tot înainte. Nu știu foarte... Nu înțeleg foarte clar de ce au pus ibisul acesta electronic. Pentru că comanda numărului și toate chestiile alea se fac manual, nu? E un autobuz vechi până la urmă. Ok, deci în față e dead end. În data asta trebuie să facem la dreapta. Și avem și o stație imediat după semafor. Cum vă distrați aici? Wow, cât de mult se așteaptă. Faci că ăsta nu știe unde merge. Coborâți, salvați-vă! Tipii ăștia stau sus, frumos, privesc peisajul. Îmi imaginez că la autobuzele astea cu etan și... E destul de nasol să stai sus dacă ai de-a face cu un șofer mai agresiv. Ce ia virajele într-o manieră mai sportivă. Stai acolo. Pentru că balansul este cu atât mai mare cu cât ești mai sus. Alo. Alo. Bună să te aiesi. Eu nu știu ce au zis ăștia, dar îmi imaginez că nu era nimic foarte important pentru că mi-ar fi scris în colțul stânga sus al ecranului. Bă, ești un bou. Nu. E prea cald aici, e prea frig. Conduci prea dur. Imaginați, sunt forțat să pun frână. Este atât de intens traficul. Sunt oameni care ies de pe străzi laterale și trebuie să pun frână să-i lăs să intre, să stau la semafor. Trec pietoni. Trebuie să nu dai în ei. Observați, am luat piciorul de pe frână și acum aș face crawling-ul. Așa se comportă o cutie de viteze standard, normală, da? Pentru că, în esență, transmisia nu este niciodată decuplată decât dacă o pui tu în neutru, da? Practic, ții mașina din frână și dacă iei frâna, ea începe să se miște, ca și cum ai lua ambreiajul și ai călca accelerația. Foarte frumoasă mașină. Vorbeam cu un tip de la STB, mi-a trimis omul niște poze, chiar o să vi le și arăt, că arată foarte bine. Atât cu autobuzul autodromul, cel accidentat, rocarul, ce încă se află într-unul din garajele STB și e lăsat în paragină, nu îl repară nimeni. Dar și cu niște autobuze mai vechi, foarte frumoase mașini. Și zicea unul că ar merita să fie investiți niște bani și să se facă un fel de muzeu al STB-ului în care să expună, să recondiționeze și să expună mașinile astea. Știi, să fiu de acord. Sunt perfect de acord, ar trebui făcut așa ceva, dar bineînțeles, pentru asemenea chestii nu există bani. Alo. Să conserve istoria STB-ului, stai și RATB-ului, da? Sunt niște mașini, într-adevăr, foarte, foarte interesante. Ce sunt sigur că anumiți oameni n-ar vrea să le vadă. Imaginează că și voi cine ce vă uitați în seria asta și sunteți
pasionați de autobuze, m-ați fi dispuși să vizitați un asemenea muzeu, dar evident că nu se găsesc bani să facă așa ceva. Din păcate. Sunt lăsate în paraginuri pline de rugină și de grafitiuri. Asta este țara. Asta este, așa știe statul român să-și respecte tradiția și istoria. Ce pot spune? Asta e. E păcat să nu perfect de acord. Îmi place foarte mult, mă bucur Dacia, de exemplu, că are un mic muzeu exact în față, în fața... Pe aici până trebuie să tot în fața imaginează. Exact în fața, acolo, în fața sediului. La Vitești au un mic muzeu. Un display unde sunt expuse câteva generații de daci. Începând cu 1100, dacă nu mă înșel, până la, nu știu, 1300 sau... Chiar nu mai știu ce e acolo, dar am văzut poză, m-am văzut o poză și arată super bine. Mă bucur, asta înseamnă că își respectă istoria firmei, mărci. Își respectă tradiția. Și eu cred că nu poți avea o coloană vertebrală solidă și nu poți păși cu dreptul în viitor dacă nu-ți respecti trecutul, din punctul meu de vedere. Și ca națiune, și ca societate, și ca om. Deci, asta este. Să ascultați când accelerează, dat fiindcă această cutie de viteze este destul de veche, să vedeți că auzi când schimbă treptele, auzi turația cum parcă îi patinează ambreiajul, bine, nu are ambreiaj, dar parcă îi patinează ambreiajul în momentul în care, sau diferențialul sau ce are, în momentul în care schimbă treapta, iar țeleți, acum la 50, când a treia. Sau nu, a schimbat deja a treia. Se închide și ușa spate, s-a închis. Perfect. Dăm semnal, ne asigurăm. Nu fiți ruși. Asigurați-vă un pic. Diferențial, cred că zic convertizor de diferențial. Cred că aia e, nu? Nu știu cum funcționează cutiile automate. Probabil știu mai multe despre cum funcționează cutia robotizată decât cea full automată. Pentru cum am documentat să vorbesc în cunoștință de cauză în momentul în care am abordat subiectul noilor cutii EZR de la Dacia. Ce sunt fenomenale, by the way. Sunt produse de ZF. Și ZF fac o muncă de calitate. De acord, există niște mici hopuri față de o cutie modernă, full automată, pentru că în esență are un ambreiaj și o cutie normală de viteze, manuală, ce sunt comandate niște servosisteme controlate de un calculator, da? Dar mecanismul în sine este cel al unei cutii de viteze normale cu ambreiaj și evident, dat fiindcă este o cutie de viteze normală cu ambreiaj,
trecem și noi. Simți un mic hop în momentul în care schimbă treapta, da? Că trebuie să cupleze ambreiajul, să schimbe treapta de viteză și să recupleze ambreiajul, da? Alo. Deci simți o mică cădere de putere, nu are o curbă de putere continuă, cum ar fi în cazul unui EDC sau chiar și a unei transmisii automate full, cu vătizor de cuplu. Dar, pe de altă parte, costă și doar 500 de euro în plus față de un Logan cutie manuală. Și ca performanțe, mai ales pentru oraș, eu zic că nu aveți ce să vă plângeți, adică e ultra performant. Schimbă mai lin și mai eficient decât ar face o foarte mulți șoferi. Depinde și ce căutați, totuși. Dar dacă căutați genul de comportament și performanța unui EDC sau unui automat de full, nu veți obține genul acesta de răspuns, pentru că nu este acest gen de transmisie, nu? Asta nu înseamnă că trebuie să o denigrăm, cum fac unii. Foarte apropiate stațiile în momentul ăsta. Observați și voi, nici nu știu dacă am avut 500 de metri între stațiile astea două. Nu știu ce ai zis tu acolo, dar îți mulțumesc, probabil că nu mai vorbi de rău. Uite și la ăla, vedeți, ziceam, nu am activat creeping-ul. Ăla a fost accident, că el a fost în golful. Răspund că tot înainte trebuie să mergem. Dacă ar fi să ghicesc. Pe aici viteza maximă 30 la oră. Dacă auziți clancul ăla când urcă ăștia mașina, clancul ăla, tâctă ăla, aia e, ăla e compostorul, în esență. Evident că avea birete de hârtie, cum vedeți aici, mort și... compostorul era din acela dinț, mecanic, da? Nu existau pe vremea aia cititoare de carte. Ce fum scoat astea? Foarte reușite. Foarte reușite mașini. Foarte reușite, foarte reușit mod. Nu am decât cuvinte de laudă. Și orașul în sine e foarte bine făcut. E făcut să funcționeze superb. Acum așa, ca să fie clar, că mă întrebau unii oameni că ce erau nelămuriți și fel de cerințe de sistem am putem merge atât de greu. Nu era din calculatorului meu, cum observați. Părțile acelea de DRC erau foarte, foarte prost optimizate. Din simplu motiv că nu erau... Da, da. Nu erau... comprimate cum trebuie texturile. Aveau o mărime foarte mare texturile caselor, texturile mașinilor, tot ce cuprindeau hărțile alea, copaci și așa mai departe. Și engine-ul jocului le încărca incredibil de greu. Și de asta, dat fiindcă acest joc îți încarcă asset-uri vizuale
pe măsură ce parcurgi traseul. Evident, trebuia să-ți înghețe frame rate-ul astfel încât să aibă timp să-ți încarce acest turnoi. Mai ales în momentul în care aveai de face cu o curbă și intrai pe o stradă nouă, practic. Trebuia să încarci acea stradă. De fapt, dacă vă uitați la căsuțele astea, să vedeți, observați că pe aici, pe la coș, iese fum, da? Ia să vedeți că și fumul este spawnat pe măsură ce îți intră în câmpul vizual. Casa nu există acolo dinainte. Nu este renderizat. Să fiți atenți. O-ți observat acum partea stângă? Fiți atenți la aia. Nu prea se vede de copaci. Dar chiar și chestia asta este renderizată în funcție de... este situațională renderizată în funcție de locația jucătorului pe hub. Eu imaginez că au făcut chestia asta astfel încât să optimizeze mai bine jocul, să nu trească să-ți încarce toată harta dintr-o bucată la început, să-ți încarce hamul, auzi și la mine, ramul, hamul. Ce-ți încarcă, hamul. Ok. Și aici facem last, de data asta cred că e ok, indicată treaba. Și voi parcul ăsta, ce drăguțe. Sper să fie parc, să nu fie cimitir sau ceva. Ok. Cred că vom ajunge la capătul traseului. Foarte frumoasă hartă. Interesantă linie, linia numărul 5. Este harta cu care vine jocul. Și este unul din autobuzele cu care vine jocul. Scopoare. Foarte bine, mergi mai departe. Plac și jantele că sunt ruginite. Și îmi imaginez că aici e terminusul. Probabil ar trebui să întoarcem aici. E ok. Întoarce așa. Cum vă place raza aceasta de bracaj? A? Destul de șmecheră. Da, asta e Neverlink. Și am fost ok pe ransa. Yay, bravo nou. Deci, acesta a fost un traseu full pe linia 5 de pe Berlin Spandau, executat cu un man cu etaj. Un autobuz de epocă. Mai deschid o dată asta, îmi place cum sună. Cu care vine jocul. Și avem și scara aici, spre etajul superior. Foarte frumos. Și bineînțeles, funcționează și ferestrele. Se pot deschide. Foarte frumos interior are. Pare bine că mi-ați fost alături în acest traseu. Sper că v-a plăcut. Dacă ca întotdeauna aș aprecia susținerea voastră, dând un like și abonându-vă pentru a fi la curent cu cele mai recente videouri ale acestui canal. Și data viitoare. Mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut și bye bye. Check it.